Pe de o parte, pandemia a adus un plus în familia noastră, acela că am stat mai mult cu copiii, am petrecut timp cu ei, ne-am jucat cu ei. Pe de altă parte, atât noi cât și ei am simțit lipsa prietenilor, a ieșirilor în parc, a petrecerilor, a ieșirilor la cinema. Dar am încercat de fiecare dată să le explic ce se întâmplă, să le explic că nu putem controla această situație, dar că îi putem face față, sigur. Nu ne-a fost ușor, a trebuit să ne jucăm cu ei în locul prietenilor, a trebuit să stăm cu ei și să facem lucruri pe care de obicei poate le făceau la școală sau poate le făceau în altă parte. A fost greu, dar în același timp pot să spun că a fost și frumos, pentru că prefer să văd partea plină a paharului. Le mulțumesc celor de la UNICEF că m-au invitat să fac parte din campania de conștientizare a importanței sănătății mentale în acest context al pandemiei.